arderea resturilor vegetale este strict interzisă și este obligatorie obținerea acceptului de la Agenția pentru Protecția Mediului și a permisului de lucru cu focul, impunându-se totodată respectarea constituției a măsurilor și regulilor de apărare împotriva incendiilor. Avem și o parte de pecuniară, să spunem, de sancționare. Și o să dau o citire actului normativ care reglementează această activitate. Este vorba de hotărârea Guvernului României numărul 537/2007, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingerea incendiilor, unde sunt stipulate următoarele fapte. Arderea resturilor vegetale, grumul aerilor, deșeurilor sau altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătate, este sancționată cu amendă între 1.000 și 2.500 de lei. Amenajarea locului pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți este interzisă. Aceeași sancțiune, amendă între 1.000 și 2.500 de lei. Și de asemenea, atragem atenția că, în conformitate cu același act normativ, inacțiunea persoanelor fizice și juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantații, culturi agricole, miliști, pășuni și fumeți, care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea și stingerea acestea, se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.500 de lei.